nu chiar invers, că românii nu vor fi, dar oricum vor, va fi un film în care centrat totuși pe elementele de eroism și noblețe ale Rusiei, la fiecare popor putem găsi așa ceva. Aveam aici niște unguri, dar există mult cinema unguresc de calitate și cinematograf care ne învață demnitatea și demnitatea în politică și în istorie. Deci fiecare popor are foarte mult de spus și măcar să rămânem în sânul ăsta al este europenilor, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții, ca să ne înjurăm mai puțin unii pe alții și tot ar fi bine. Cum s-a numit filmul? Cardinalul. A, asta e Cardinalul. Da, Cardinalul de Nicolae Marcinanu, da. Acum, deci o să îmi permit să închid un pic monitorul. Va fi un moment poetic pe care vi l-am promis de mult. Hai să vedem, să sperăm că este destulă lumină pentru acest lucru.